Unii dintre locuitorii comunei Poiana Câmpina au rămas fără căldură în plină iarnă. S-a întâmplat în cursul nopții din cauza defecțiunii unei ferii de debranșament. Oamenii speră ca problema să se rezolve cât mai repede, mai ales că în locuințe temperaturile au scăzut la 12 grade Celsius. În această situație se găsesc 36 de familii care locuiesc în blocurile de lângă școală. Azi de dimineață pe la 4 m-am -am trezit, am văzut că este centrala pe avarie, și primul gând care mi-a trecut prin minte a fost să sun la urgențe. Am sunat la urgențe, acolo -a, cel care mi-a răspuns m-a pasat repede, mi-a dat câteva explicații și m-a trimis la plimbare. Între timp au venit băieții, dar vedeți că a trecut atât timp de când nu avem gaze, se frig în casă. Această problemă a afectat și cursurile școlii din Poiana Câmpina. La ora 10, cei 222 de elevi au fost trimiși acasă din cauza frigului din clase. Astăzi am, ne-am uh, confruntat cu o situație încă de dimineață. La primele ore am observat că nu sunt gaze, școală. S-a sunat la distrigaz, dar uh, ni s-a spus că este o problemă și. Echipa este pe teren. Problema este că gazele nu au venit și în școală este foarte fric și de aceea am luat decizia ca elevii să, să meargă acasă pentru binele lor. Reprezentanții societății de gaze efectuau lucrări de reparație și sperau ca până seara această problemă să fie rezolvată.